Salut, voi face un update pe Bitcoin în care pot să vă arăt unde sunt următoarele zone de long sau de short. O să vorbim și despre scenariul bullish, dar și despre scenariul bearish. Dar important este să ne uităm acum pe dominanța USDT-ului, pentru că are o zonă de suport care poate însemna un top pe Bitcoin. Atunci când dominanța USDT-ului va ajunge acolo, o să vă arăt imediat, dar avem și câteva rezistențe, da? Care pot însemna un bottom local pe Bitcoin. Ok, haideți să vedem sau să vă arăt următoarele zone de suport pe care le avem pentru un scalp. Începând cu 29.073, le vedeți aici cu roșu. Sunt zonele de suport din care puteți să vedeți de respingere sau din care puteți să faceți un scalp. Haideți să vedem și următoarele zone de rezistență care sunt pe acest chart de 15 minute. Și prima ar fi la 31.700, 32.000, le vedeți aici, trendline-ul ăsta este destul de important, o să vi-l arăt imediat. Și acum haideți să vă explic în mare scenariile, după cum v-am mai spus, eu nu sunt nici bearish, dar nici bullish, pentru că tranzacționez nivel cu nivel, chiar dacă am scenariul acesta bullish, vă dau exemplu pe ăsta, eu nu o să aștept ca prețul să ajungă în 42.000 sau 48.000, 49.000, fără să fac nimic. Normal că până acolo am o grămadă de zone din care voi face scalp, pentru că eu mai mult fac daily trading, sunt mai mult interesat de treaba asta. Dar în timpul în care eu fac daily trading, în cazul în care Bitcoin scade, să spunem undeva pe la 20.000 sau poate chiar sub, normal că voi deveni din nou interesat să cumpăr pe spot. Până acum am cumpărat în zona asta de aici, chiar dacă aveam scenarii bearish, nu așteptam să ajungă 9.000, 12.000 și așa mai departe, na? Dar am cumpărat și în zona asta de la 17.700, am anunțat și pe grupul privat de Telegram. Acum avem acest scenariu bullish pe care va trebui să-l luăm în seamă puțin. Se invalidează dacă scade sub 24.796, adică în cazul în care faci un lower low s-a invalidat. Doar că va trebui să confirmăm că valul 1 este aici, da? Deci valul ăsta 1, având în vedere că în acest moment nu ai unde să-l pui, o să-l pui în zona asta. Dacă prețul scade, înseamnă că poate fi un val 2. Tu, ca să nu pierzi vreun val 3 sau vreun potențial val 3, va trebui să cauți long-uri pe aici sau să cumperi pe spot între prețul de acum, între 30.400 și 24.796. Bineînțeles că sunt câteva zone de suport, okay, pe care le puteți sau le poți folosi. Au creat imbalanțe, avem un impuls aici, dar unul ăsta se poate prelungi în zonele de rezistență pe care vi le-am arătat. Va trebui să aștepți următoarea scădere. Acum nu prea recomand eu să intrați, este strict părerea mea, pentru că intrați după un pump, bineînțeles. E ca și cum cumperi scump în speranța că vei vinde mai scump, da? Dacă intrăm puțin și pe weekly, haideți să ștergem tot și ne uităm pe RSI, o să vedem că tocmai ce a confirmat un strong bearish divergence și RSI-ul cam asta ne spune să avem grijă la longuri, pentru că prețul poate să cadă oricând de acum încolo. Dar dacă ne uităm și peste stochastic RSI, vedem că este în partea de jos. El arată bine în comparație cu divergența pe RSI. Dar este normal, este logic, mai ales dacă a studiat puțin Elliot waves, o să vedeți cele 5 valuri destul de repede, adică 1, 2, 3, 4 și 5. Și dacă vezi 5 valuri în partea de sus, ar fi normal să urmezi o scădere, așa că nu te bagi după urcarea asta, da? Va trebui să aștepți, chiar dacă urcă, noi avem pe privat, avem strategii pe care le-am explicat și pe spot, dar și cum combini spotul cu shortul astfel încât să fie bine pentru tine, dar și ce este de făcut astfel încât să nu te prindă agățat în zona asta de aici, da? Pur și simplu trebuie să aștepți, o coborâre, pentru că o să vină, dar chiar dacă prețul mai urcă, atunci va trebui să urci și tu cu un tool, de exemplu cu un Fibonacci, și să aștepți să ajungă într-o zonă importantă, da? Pentru că astfel Fibonacci nu o să te lase să cumpere într-un top. Dar în cazul în care n-ai cumpărat mai jos, nu este neapărat sau nu este recomandat să te oftici, vorba aia, pentru că odată ce prețul urcă, o să dea de o rezistență. O să te miri de ce scade prețul exact după ce ai cumpărat. Acum, normal, poți să dai și la noroc, prețul poate să urce de aici, în cripto se poate întâmpla orice, bineînțeles, sunt imbalanțe mai sus, sunt targeturi mai sus, doar că aveți puțină grijă, este doar un advertisment. Mai să ne întoarcem înapoi la scenariul bullish, l-am numit așa, acest ABC scenariu bullish, pentru că nu putem confirma că ăsta e un val 1, aici 2 și acum am intrat pe valul 3. Da? Îl confirmi doar dacă urcă sau ia suport 42 sau 42.843. Pentru că dacă ia suport zona asta de aici, atunci clar se va duce în aproape de 50.000. Și încă nu o să vând pe spot, dar în cazul în care ajunge în gap-ul acela și văd o respingere, următoarea mea vânzare pe spot va fi undeva în zona asta, 35, 36, partea asta de aici. O să văd în acel moment. Apoi nu o să mai vând decât dacă prețul să ajungă în 48, 50.000, zona asta de rezistență, pentru că e destul de puternică. În cazul în care scade, nu o să vând, nu o să fac absolut nimic, o să reacumulez, ok? Pentru că o să dea de zone importante de suport și normal că, acum sunt cei care mizează. Ăsta a fost bottom-ul. Păi dacă ăsta a fost bottom-ul, este foarte ușor să faci trading de acum încolo. Trebuia să fii cumpărat, puteai să folosești doar un simplu Fibonacci, să cumperi zona asta, să cumperi zona asta. După cum ați văzut aici, da, a fost zona de la 25.300. Mă așteptam să nu o țină, da? Era o zonă și mai jos, la 24-23 de mii, bineînțeles, dar n-am stat degeaba. Dacă ne uităm aici pe Telegram, la ce tranzacții am, țeasul ultimele, eu sunt pe mai multe conturi, mai multe platforme, dar asta e ce arăt pe Telegram. Și vedeți că am long de la 24.843, mai am încă un long de la 28.186, am short de la 31.332. Și am avut un alt short de la 30.946, zic că am avut pentru că pe ăsta mi-a luat profit, adică l-am închis între timp, da? Ok, pe cam asta ar fi pe acest scenariu bullish. Dacă mizezi că ăsta a fost bottom-ul, de asta zic că e foarte ușor. Poți să folosești un simplu Fibonacci, da? Îl pui de aici, acum n-ai unde să-l pui decât până în zona asta, iar dacă prețul scade, o să începi să cumperi. Va trebui să alegi de la 0.382 în jos, dar dacă ajunge aici la 0.382, destul de, sau cresc șansele să fac un lower low, așa că o să aștepți 0.5, o să aștepți 0.6, da, este treaba ta în ce niveluri de pe Fibonacci te bagi, dar e foarte, foarte simplu, poți să demonstrezi treaba asta oriunde. Un crash o să vină, da, pentru că întotdeauna, sau într-un an te poți aștepta la minim un crash sau un dump mai agresiv. Și acela va fi sau va trebui neapărat cumpărat, pentru că mai este un an până la halving. Dacă acum nu cumperi, o să rămâi pe lângă, ok? Dacă acum urcă și vezi un pump, lasă-l în pace, pentru că o să coboare înainte de halving. Nu o să urce în 200.000 cu atâtea longuri, bineînțeles, da? Trebuie doar să ai răbdare. Ok, pe cam asta ar fi pe acest scenariu bullish. Aici o mică clarificare. Vă spuneam că nu e neapărat să cumperi în 0.382 și să aștepți 0.5 dacă scade din zona asta sau hai să zice că mai urcă și tu urci și tu cu Fibonacci după el. Nu e neapărat să aștepți zona de la 0.5 sau 0.618 sau să fac un lower low înainte să cumperi. Nu e neapărat, da? Faci treaba asta doar dacă ai cumpărat Bitcoin mai jos. Dar dacă tu nu ai Bitcoin deloc, o să începi cu 0.382 atunci când o să fie atins. Ok? Eu dacă am Bitcoin, am cumpărat de aici, am Bitcoin de mai mult timp, am cumpărat și aici, nu sunt cel mai interesat trader acum să încep să cumpăr de la primul nivel important de pe Fibonacci, 0.382, ok? Normal că o să fiu interesat să acumulez cât mai jos posibil, dar asta e doar treaba mea. Da, și crash-uri, normal că vor fi, a fost și în zona asta, și într-un bull market există scăderi destul de agresive care îți dau șansa să intri. Vedeți și aici ce s-a întâmplat, creștere, ok, 3 valuri, un ABC în partea de sus, puterea doar să vii cu Fibonacci de aici și până aici și puteai să începi, depinde cât e urcarea de mare, aici a fost puțin mai agresivă, aici n-a fost atât de agresivă, da? Și puteai să începi să cumperi de la 0.382, eu cam asta recomand, da? 0.382-ul, când se retrage în zona asta de pe Fibonacci poți să cumperi. Și normal, cumpărai în zona asta, da, aici aveți o respingere, 10%, stop loss la break-even, ți-l lua, puteai să-ți iei profitul sau nu, dar nu rămâneai agățat că aveai un stop loss la break-even, cumpărai 0.5, da, și nu făcea nimic, ajungea în 0.618, aici aveai urcarea, da, directă, media între ele, bineînțeles, un alt 10% profit, apoi cumpărai 0.786 cu 0.90886, zona asta de aici, și iar făceai un profit, da? Deci crash-uri de genul care să lichideze longuri, așa cum a fost aici, că și aici am avut o creștere, nu pot să zic că seamănă neapărat cu ce avem acum, clar, nu e neapărat să semene, doar vă dau un exemplu. La o creștere în 3 valuri sunt destul de clare și vedeți aici imbalanțe și cum au fost rezolvate aceste imbalanțe. Ne putem aștepta și în zona asta de aici, pentru că au rămas aceste imbalanțe și aici, și aici, și în partea de jos, să vedem la un moment dat, bineînțeles, un spike de genul care să rezolve aceste imbalanțe și voi va trebui să-l cumpărați sau să așteptați consolidarea de după dump, să intrați atunci. Nu este neapărat să aveți ordine setate din timp, pentru că după acel dump o să urmeze perioada de consolidare. Ok, hai să intrăm pe scenariul bearish, pentru că trebuie să vorbim și despre asta, dar nu putem să stăm doar pe un scenariu, să ne așteptăm doar la urcări în 50.000 acum, ok? Pentru că ar fi greșit dacă vezi o scădere sau de aici începe un dump, o să te ia puțin prin surprindere și nu are nicio logică să faci așa ceva. Va trebui să-ți dai zonele importante și în partea de jos, dar și în partea de sus, așa cum trebuie să înțelegi și pe cei care sunt bullish, de ce sunt bullish, la fel și pe cei care sunt bearish, de ce sunt bearish. Ok, în acest moment putem avea acest ABC, puțin extins valul ăsta, dar în acest dreptunghi avem rezistență, da? De aici mă aștept să avem o reacție, de aici poate să cadă direct, dar dacă scade din zona asta, voi va trebui să vă uitați după nivelul 27800-27375, de ce? Pentru că în cazul în care vedem treaba asta și rezolvă din balanțe, bineînțeles, aici avem primul suport, dacă pe ăsta rupe, ai prima confirmare că o să fac un lower low, da? Deci dacă rupe zona asta de suport, în cazul în care scade de aici, nu o să ai confirmare 100% că se invalidează scenariul bullish, bineînțeles, dar ai o mică confirmare și tu ce va trebui să faci în zona asta. Păi, având în vedere că scenariul bullish se invalidează dacă faci un lower low în zona asta, tu va trebui să cumperi aici, deci se poate cumpăra pe spot, poți să mai faci 2-3 DCI-uri în zona asta. Acum sunt o grămadă de strategii pe care le-am prezentat acolo, se poate intra și pe spot, se poate intra și short, astfel încât să fie bine, sau să faci profit oricum ai dau, mai ales dacă mizezi că stai bottom-ul, atunci te scoți, nu prea ai cum să pierzi, ok? Că dacă Bitcoin ar scădea acum sub 15.000 sau ar face un lower low, acolo o să stea, adică nu o să fie bine pentru ciclurile sau pentru acest ciclu pe Bitcoin, da? Ok, deci astea sunt următoarele targeturi pentru B, până aici maximul se poate duce, avem rezistențe, vedeți aici wick-ul ăsta care va fi o rezistență, avem acest trendline, probabil că mulți se uită după el, dar poți să vezi o reacție și este bun ca și rezistență, plus că mai avem pe Fibonacci 1,23, dar dacă trasăm Fibonacci de aici până aici, retracement, o să vedem că 1,23 este în 32.400, aici este o rezistență în care de fapt eu în toate o să intru short, ce v-am arătat, ok? B-ul se poate confirma în zona asta, putem să vedem acea scădere, dar vedeți ce face aici, dacă pentru că din zona asta sau după o scădere, nu neapărat să ajungă până aici, bineînțeles. Dar din zona asta poți să vezi o scădere, o să vă arăt imediat și un alt motiv, apoi urcare în zona asta și de aici va trebui să vezi ce respingere ai sau dacă ia suport zona, dacă ia suport ai scenariul bullish, dacă vezi respingere agresivă, ok, fără wick-uri de genul, bineînțeles, atunci te aștepți să cadă mai tare, da? Deci cam asta ar fi scenariul. Normal, cel mai bearish scenariu, aș putea spune, ar fi ăsta pe care l-am trasat acum, da? Doar că între zona asta și zona asta se poate forma un alt ABC. A-ul, că ai un impuls aici, B-ul, scădere, C-ul aici, apoi scădere agresivă. Probabil că mulți nu se așteaptă la așa ceva. Sau mulți se așteaptă acum să rezolve gapul de pe CME din partea de sus, 25-26, de fapt ăștia se ducă să rezolve pe celălalt. Vă dați seama că market maker-ul o să facă în așa fel încât majoritatea să piardă, da? Și cam astea sunt următoarele zone importante. Acum dacă șterg asta sau nu o să șterg, noi să intrăm pe weekly, da? Deci după cum vedeți am avut un alt pump pe weekly, un order flow destul de bullish în zona asta de aici. Au mai fost, da? A fost pumpul acesta, prețul a mai urcat, de asta încă mă aștept la zonele mai sus, să nu înțelegeți greșit. În acest moment mă aștept ca prețul să mai urce, dar poate să urce după un pullback sau poate să urce direct. Ok? Acum va trebui să vedeți ce face în zonele pe care vi le-am arătat. Vedeți aici ce s-a întâmplat. A fost acest pump, prețul a mai urcat, a format un bearish divergence pe daily, nu pe weekly, da? Nu intru acum, puteți să intrați voi să verificați. Apoi ce au făcut ăștia? Păi au făcut ei ce au făcut. Și a dat din nou prețul în jos să intre în această imbalanță. Nu au rezolvat nici măcar pe jumătate, dar au preluat lichiditate din ea, da? Apoi au inițiat un alt pump, bearish divergence pe daily, din nou prețul a scăzut. N-a făcut lower low, au rezolvat imbalanța asta, s-au dat un fair value gap pe jumătate imbalanței. Apoi prețul a crescut din nou, da? Și aici ne putem aștepta cam la același lucru, doar că volumul deja nu mai este atât de mare și avem o oarecare slăbiciune, aș putea spune, da? Dar având în vedere că s-a închis această lumânare, putem să ne fair value gap, care este undeva pe la 28.460, ok, zona asta de aici, unde poate să ajungă direct, apoi urcare, apoi respingere, sau din zona asta, așa cum s-a mai întâmplat, ei pot iniția un alt pump în zona asta de rezistență, pe care v-am arătat-o pentru scenariul bearish, și apoi o scădere, se rezolve din imbalanță, da? Sau jumătate imbalanță și poate chiar mai jos. Dacă ne uităm puțin peste un FRVP, de exemplu, haideți să-l trasăm din zona asta, adică pe toată urcare, vreau să zic, în sfârșit că primul suport este POC-ul, acum rezistența e value area high, pe aici am avea primul suport, sunt mai multe confluențe în zona asta, la 27.800, dacă rupe POC-ul, ok, avem scenariul acesta, da? Cât timp stă peste, ne așteptăm la zonele de mai sus, ok, încă. Ok, hai să ne uităm și pe CME, că am tot vorbit despre el, daily, 4 ore, să ne uităm pe 2 ore, de exemplu, pentru că tocmai ce au format un alt gap, avem unul nou și nu este rezolvat, va trebui să urce până în 31.200 să-l rezolve și pe grupul privat de Telegram așteptam să creeze un gap aici. Ce se întâmplă când ai un gap de 1-2%? Păi se întâmplă să o iei invers puțin prețul, da? De ce? Pentru că sunt cei care adaugă la pozițiile long și atunci market makerii mai dau prețul în jos înainte de urcare să-l acopere, da? Pentru a-i lichida. Plus că în partea asta de sus, dacă intrăm puțin pe daily, ca să vă dați seama, sunt cei care au făcut breakout trading, da? Aici le-a ieșit, aș putea spune, da? Pentru că aici cine a intrat long, ok, a făcut profit pe breakout. Aici la fel, a fost undeva la 4.5%, dacă prețul a scăzut puțin, au mai adăugat la poziții și le-a ieșit din nou trade-ul. Dar în zona asta de aici, dacă măsurăm puțin, vedeți că a respins sau nu că a respins, avem un wick doar de 1.4%, ok? Ce se întâmplă acum? Păi cine intra long în zona asta, normal că s-a intrat și short, dar vorbim acum despre longuri. Cine intra long în zona asta și-a pus stop loss-ul mai sus, bineînțeles, dar deja a fost lichidată dacă a folosit un leverage mai mare sau acum este pe minus, adăugând la poziție, da? Plus gap-ul de pe CME pe care l-au lăsat ăștia intenționat, să se anume mai multe longuri. De asta nu ar fi exclus un pullback întâi, înainte de o urcare sau să fac un alt high undeva pe la 33.000, da? 33, 34, în zona asta de aici, ok? Bun, cam asta ar fi pe Bitcoin, pe indicator degeaba ne uităm, pentru că mulți sunt, da, în partea de sus, RSI-ul, stocastic care este și el în partea de sus, da, s-a intersectat K-ul cu D-ul, și na, asta înseamnă că ne putem aștepta totuși la un pullback, cam asta ne-ar spune. Mai este un indicator care se numește TD9 sau TD9, pe care îl mai folosesc pentru unele confluențe, dar nu mai iau neapărat după el, dar vedeți aici, de exemplu, asta n-a dat, a dat fail, spune că, sau spunea că poate să urmeze un pullback și nu s-a întâmplat, dar acest fail nu se întâmplă de fiecare dată, aici a dat bottom, aici a dat bottom, aici a dat short, short, long și aici de short din nou, da? Deci există oarecare slăbiciune acum, văzută prin mai mulți indicatori, ok? Hai să anulăm asta și va trebui să ne uităm peste dominanța USDT-ului, pentru că pentru mine asta e destul de important, să vedem unde sunt zonele de suport, rezistență, trebuie să intrăm puțin pe ea, este aici, da? Ok, după care o să ne uităm și pe alte chart-uri, pe Bitcoin, bineînțeles. Eu vreau să șterg tot ca să înțelegeți mai bine mărim puțin, suntem pe daily și o să vedeți că aici avem un trend line, o zonă suport importantă. Asta putem face cu verde. Ok, este undeva pe la 6,68. Dacă asta ajunge aici, Bitcoin poate avea un top local, ok? Dacă asta va fi ruptă, Bitcoin se duce în 50.000. Da, destul de simplu. Acum o să trasăm și un canal paralel, unind aceste două puncte de sus, bottom-ul de jos și o să vedeți confluență perfectă cu trendline-ul, partea inferioară a canalului paralel. Mai sus aveți o rezistență care, sau în cazul în care dominanța ajunge în ea și respinge, înseamnă că poți să ai un bottom local pe Bitcoin, da? Pentru că dacă asta urcă, Bitcoin scade și invers. Rezistența va fi undeva pe aici, undeva la 7,61. Dacă punem și un Fibonacci retracement, o să vedem o confluență cu 0,382. Deci asta e prima rezistență. Dacă ea respinge de aici, o să vedem un Bitcoin scade între timp, până când asta ajunge aici, dar o să vedem și un bottom local pe Bitcoin. Bun, ce se întâmplă dacă scade în zona de suport? Sau hai să căutăm, de fapt, următoarele confluențe în zona asta, să vedeți cât de importantă este. Dacă punem un Fibonacci retracement pe toată urcarea, o să vedem că tot pe acolo avem 0,90886, zonă importantă pe Fibonacci retracement. Ok, o putem face și pe asta cu verde, pentru că e zona de suport. Acum o să luăm aceste high-uri, ăsta de aici, bottom-ul de aici și high-ul de aici. O să vedeți o confluență destul de perfectă cu 0,618. Asta putem muta puțin mai sus, da? Deci avem 0,618-ul acesta și 0,886, 0,9 pe Fibonacci retracement. Confluență cu trendline-ul de aici și baza canalului. Bun. Haideți să intrăm și pe weekly. De ce? Pentru că avem un tweezer bottom, o altă zonă de suport și până acolo, în cazul în care doriți să vedeți alte respingeri, puneți înapoi Fibonacci și avem un tweezer bottom pe daily plus 0,786, zona asta de aici, da? Ok, deci cam asta ar fi și pe dominanță și este important. Da, deci dominanța urcă, Bitcoin scade și poate să facă acel ABC, A-ul, B-ul și C-ul, da? Scade până prin zona asta sau poate chiar puțin mai sus, noi avem zona de suport și până în 27800, nu este o problemă. Da, deci Bitcoin scade, asta urcă, asta dă de rezistență în zona asta de aici, da? Apoi scade, face lower low, ok? Și vedem ce se întâmplă în zona asta de suport prima dată sau în trendline, da? Deci toată partea asta, pentru că Bitcoin între timp, da? Deci după această scădere, da? Poate să urce în 33, 34 sau zonele astea de rezistență, în timp ce dominanța USDT-ului respinge din zona asta de aici, ok? Pentru cei care nu știu, repet, dacă asta urcă, Bitcoin scade și invers. De asta este destul de importantă pentru mine. Bun, dacă ne-am uitat pe un time frame mic, o să vedem ceva bullish divergence în zona asta, pe RSI. Nu am RSI-ul aici, dar să încercați voi. Ok, și un bullish divergence în partea de jos poate sau ne poate da un semn că prețul poate să mai urce sau na, procentul în cazul de față, pentru că suntem pe dominanță. Bun, deci cam asta ar fi pe Bitcoin ca și scenarii. Pentru swing trading are să vă arăt zonele, da, sunt cam aceleași cu ce v-am arătat și până acum, doar că pe un singur chart. Zonele mai importante de rezistență le avem aici cu acest trendline, 32.800, depinde când o să ajung acolo, bineînțeles. 32.300, asta e pe spot și în cazul în care scade mai agresiv, asta e prima zonă de suport, primul range. 27800, 27300, apoi 25500, le vedeți pe toate aici. Astea sunt mai importante. După ce faci un lower low, de ce sunt mai importante? Că aici e lichiditate și o să respingă. 24, 23. Ok, dar nu e neapărat să ne gândim la zonele mai jos, atâta timp cât trendul este bullish, bineînțeles, da? Eu încă mă aștept, dar trebuie să văd un dump agresiv, să văd că trece prin zonele astea, să... mă pregătesc pentru targeturile mai jos, da? Dar încă mă aștept, având în vedere că trendul este cum este. Încă mă aștept la zonele de mai sus prima dată și de aici o respingere, așa cum am explicat pe scenariul bearish, da? Ok, deci cam asta ar fi, hai să ne uităm și pe alte charturi. Deci pe dominanță ne-am uitat, avem și dominanța Bitcoin-ului, dacă vă interesează zonele de suport și rezistență. A dat acum de o rezistență destul de importantă pe care am șters-o, e normal să vadă un pullback. Și chiar și pe dominanță putem vedea cele 5 valuri, 1, 2, 3, 4 și 5, ok? Bun, acum o să trecem la alt chart. Aici avem o dată pe care cred că v-am explicat-o și în clipul trecut. Este vorba despre 25 iunie, care poate să schimbe trendul. Vedeți că celelalte au avut un efect destul de ok. Asta a mai durat puțin și a urcat în următoarea. Asta a dat topul aici, topul local. Aici la fel, aici la fel. Și acum să vedem ce se întâmplă 25 iunie și apoi o să avem 1 iulie. 11 iulie. 11 iulie, destul de important, da, să țineți minte datele acestea. Alt chart. După cum știți, avem o rezistență pe View Up, dacă îl trasăm din halvingul 2020, pe care o respinge în acest moment. Da? Alte extreme, pentru că ăsta este un chart cu extreme, aici avem o altă rezistență, dar confluență cu 33.000, 32.800, 900, zona asta de aici pe logaritmic. Dar cam astea sunt extremele sau zone foarte importante în cazul în care va pompa până prin august. Da? Dacă pompează până în zona asta, aici avem 47, 48, zona asta la 50.000, short unde, de fapt, scuze, zona în care o să intru short puțin mai agresiv. Altă extremă în partea de jos este trendline-ul acesta, 15.900, da? Dar este un chart, repet, doar cu extreme. Astea pot fi topuri. Dacă ăsta a fost bottom-ul pe Bitcoin, aici ne putem aștepta la topuri 96, 100.000, 169.000 și cam asta ar fi, da? În prezent. Normal că o să mai fac update-uri pe viitor sau înainte de halving, să vedem cam pe unde poate să fie în realitate vreun top pe Bitcoin. Alt chart, și asta e destul de important, este cel cu canalul Fibonacci pe care îl știți. A avut efect frumos în trecut, rezistență aici, suport, da? Și pe aici a avut puțin efect. Care să ne uităm și în trecut, zona asta, da? De suport, rezistență, suport, rezistență și aici un suport bun din cauza pumpului, normal, a trecut prin ele, dar ce este important pe acest chart este să ne uităm la cele care nu au fost atinse până acum, precum aceasta de aici. Astea nu o să am mare încredere în ele, pentru că au fost atinse, ok, dar putem să vedem respingeri, mai ales dacă căutăm ceva confluențe. Eu de obicei când am un trend, mă uit cum arată trendul, da? Ăsta e un trend. A început de aici, s-a finalizat în zona asta. Dacă scade, mă uit dacă avem imbalanțe, da? Sau dacă este volum în zona asta. Dacă nu avem volum sau dacă avem multe imbalanțe, atunci nu o să intru foarte tare long, scalp în zonele de suport pe care le dau. De ce? Pentru că lichiditatea în cazul de față este aici, da? Aici intri mai tare dacă prețul scade. Până acolo poți să cumperi doar pe spot sau poți să încerci doar in and out, scalp pe futures. Apoi în partea de sus, normal, o să ai rezistențe ok. Vi le-am arătat pe 15 minute, da? Și acum pe acest chart următoarele vor fi la 33.800, 36.897, repet, doar pe acest chart. Dacă o să am confluențe, normal că o să mă ajute pentru a intra short în acele zone, pentru că înainte au avut efect și așa pot avea efect și pe viitor. Ok, pe Ethereum cred că v-am dat pe grupul, adică nu pe grupul, pe pagina de Twitter. O să ne uităm puțin și acolo. Acum haideți să intrăm pe 4 ore, să vedem care-i treaba pe aici. Deci am avut un impuls, am partea de sus, 1, 2, 3, 4 și 5. Nu sunt mai multe moduri, dar na, putem confirma un val 5 în zona asta pentru că a intrat și în bearish divergence, după cum vedeți aici pe RSI, dar în cazul în care prețul nu vrea să scadă sub zona asta, adică sub 29.500, să rupă structura și prețul vedem că urcă în partea asta de sus, atunci 4 îl putem muta. 4 o să-l punem în zona asta, un val în partea de sus înainte de o scădere mai agresivă. 3-ul aici se poate așa, nu este greșit, am avea nevoie de 5 valuri între 2 și 3 și le avem destul de clar, 1, 2, 3, 4 și 5 aici, da? Aici 3 valuri pentru 2, aici alte 5 valuri, bineînțeles, 3 valuri, 5 valuri, 3 valuri, 5 valuri în partea de sus, ok? Dar să confirmăm treaba asta, trebuie să nu scadă sub 29.500. Asta ar însemna că urcă să rezolve gap-ul de pe CME și să preia lichiditate de aici. O să vă arăt că este multă lichiditate, 31.600, 31.700, partea asta de aici, da? Dar, având în vedere că, haideți să intrăm puțin pe un time frame mai mic, dar după ce vă arăt aceste imbalanțe, ok? Avem aici o imbalanță, lichiditate, gap-uri. Și a doua imbalanță, suntem pe 4 ore, este în zona asta, unde puteți să vedeți ceva respingere. Confluențe pe Fibonacci nu o să găsiți neapărat, doar aici la 0,3, 29.500, unde se poate intra pentru un scalp, dar zonele mai importante cu adevărat intervin de la 0,382, 28.930. Dacă ajunge aici, eu o să intru long. Dacă urcă, nu e nicio problemă, pentru că am deja două longuri. Am long din bottom, din zona asta. Vă spuneam și pe Twitter că încă un leg down, adică spike-ul ăsta în partea de jos, apoi urcare agresivă. De atunci am intrat long în zona asta, am mai luat un long, tot prin zona asta pe undeva. Și short-ul l-am de la 31.400, de fapt v-am arătat deja pe Telegram, da? Bun, în acest moment, în cazul în care dominanța USDT-ului urcă în rezistența asta, mă aștept ca prețul să scadă, dar să mai fac un lower low, adică neapărat un lower low pe daily, mă aștept să scadă sub zona asta, să strice puțin structura bullish, pentru că acum are o structură bullish și cât timp stă într-o astfel de structură, normal că te aștepți la partea de sus, da? Dar în cazul în care rupe 29.500 o să schimbe puțin structura, o să ajungă în imbalanțele astea, volatilitatea va crește, da? Așa că aveți mare grijă în următoarele zile cu spike-urile care pot interveni între timp. Ok, zonele le puteți folosi peste de pe Fibonacci sau puteți căuta confluență cu ce am dat eu aici, zonele astea de suport în care o să intru și eu long. Până în 29.073 mai sunt câteva zone de suport, o să vi le arăt imediat. Haideți să vedem care sunt acele. Dar până acolo, eu pe Telegram am zis așa, aici am avut un bearish divergence, da? În urcarea asta, dacă ne uităm pe RSI, prețul a făcut higher high, RSI-ul nu, bearish divergence, apoi prețul a început să scadă în valuri. Aici puteam avea, aici corecția se poate finaliza oricând, de ce? Pentru că vedem cele trei valori în partea de jos, da? Dar C-ul se mai poate prelungi, bineînțeles, Fibonacci 0A și B, ok, și nici măcar n-a atins nivelul 1, am avea 1, 2, 3, 1, 6, 9, cu care, la fel, puteți căuta confluențe. Alte zone pe care vi le puteți da, eu am dat zonă de buy fix aici la 29.900, parcă, da? Unde se putea intra pentru un scalp. 29.929 a fost prima zonă de suport. Bun, acum vreau să intrăm puțin pe pivoți. Ăștia sunt pe monthly, intrăm imediat pe... De fapt am intrat deja pe 4 ore ca să vă arăt aici care e treaba cu acești pivoți, da? De obicei când pompează prin pivot, nivelul de pe monthly, sunt destule șanse să ajungă aproape de R3, adică cazul de față 33.500, ok? Dar mai sunt câteva zile până când se va finaliza această lumânare pe monthly sau până când se va termina luna aceasta. Ok, deci aici avem P-ul pe monthly și acum haideți să intrăm pivoții de pe daily și weekly, da? Pentru că o să ne dea ceva zonă de suport. Ok, eu în cazul de față folosesc doar P-ul, R3, R4, R5, S3, S4, S5, ok? Asta e pe weekly, având în vedere că este luni, avem pivoții noi pe timeframe-ul de o săptămână. Aici vedeți că a respins pivotul de pe daily. În ce contează este să ne uităm puțin la extreme, extremele cam astea sunt. În cazul în care vedeți un pump astăzi, nu cred că o să treacă mai sus de atât. În cazul în care vedeți un dump astăzi, nu cred că o să treacă mai jos de zona asta de aici, astăzi, ok? Bun, și aici după cum vedeți avem această imbalanță și pivotul pe weekly plus S3 de pe daily. Deci asta o prima zonă de suport importantă, dar dacă face un lower low, bineînțeles. În partea de sus am avea 31.700, dar avem ceva confluență cu zonele pe care vi le-am arătat și ar fi de short, plus că este lichiditate destul de mult aici. Da? Mai să anulăm asta și o să ne ghidăm pe partea asta de sus, pentru că în partea de jos v-am arătat zonele suport și după cum vedeți încă stă în acest range, putem stabili un range aici după orice pump, o să vezi o consolidare. Încă este sub jumătatea canalului, dacă urcă peste, dacă urcă și stă peste, putem aștepta să preia lichiditatea de mai sus. Până acolo, adică până în 31.700, avem alte zone, da? Acum tocmai ce a respins acest trendline, perfect, a fost o zonă de short. Dacă punem un FRVP, o să vedeți că a respins și POC-ul. Ok. Din partea de sus, eu nu o să mă bazez neapărat pe 0.69 ca să intru short aici. De ce? Pentru că am un alt short și în cazul în care am un short de mai sus, nu sunt obligat să caut alt short în partea asta, da? Dar o să fiu puțin interesat să văd ce respingere va avea din 0.786 și din 0.9 sau 0.886, zona asta de aici, pentru că este lichiditate. De ce e lichiditate? Pentru că na, cine intra short pe această scădere a pus ordinele de stop loss aici, ok? Și se adună normal lichiditate peste acest high, care poate fi preluată, plus că tot în zona asta avem gap-ul de pe CME pe care vi l-am arătat, ok? Bun, hai să ștergem acum acest canal sau nu? Hai să lăsăm acolo. Mai sus am avea 1,13, confluență cu pivotul de pe daily, adică nu cu pivotul, cu R3-ul de pe daily, după cum vedeți aici. Zonă de short, plus lichiditate, plus confluență cu ce am dat aici. Prima zonă de rezistență, da? Și cam asta ar fi. Eu acum o să aștept. Dacă prețul scade, o să intru long, caut alt long, deși mai am încă două. Dacă prețul urcă peste acest trendline și le ia suport, da? Faci un higher high, confirmă că acest ABC s-a finalizat, A-ul, B-ul și C-ul, știu că sunt prea multe acum aici, da? A-ul, B-ul și C-ul s-a finalizat, dar nu ai cum să-l confirmi până nu urcă peste B. Dar dacă urcă peste B, peste zona asta de aici, ne așteptăm un higher high, ok? Și să atingă rezistențele pe care vi le-am arătat sau să ajungă în acest dreptunghi, da? Acum acest canal îl puteți folosi pentru lichiditate, bineînțeles, pentru că lichiditatea este peste canal, dar și sub canal, da? Dacă vedem acum ceva de genul, dacă vedem că dominanța USDT-ului urcă spre acea rezistență, putem să vedem scădere, să iasă din acest canal, să preia lichiditatea de aici, apoi să intre înapoi în canal. La fel și în partea de sus, dacă vedeți o urcare sau un pump în partea de sus, ei pot prelua lichiditatea asta de aici, apoi scădere din nou, da? Pentru că din nou vor face breakout cei care folosesc această strategie. La fel și aici se va intra short, da? Și cam asta ar fi. În general sau în concluzie, mă aștept ca prețul mai scadă din zona asta, să vedem ce se întâmplă aici. Cu acest scenariu, da? Deci o să stau pe el până când se invalidează, adică neapărat că stau pe el, eu oricum sunt short din zona asta. Dacă mă scoate din short, o să caut alt short în partea asta de sus, nu o să fie nicio problemă. Dar cam la asta mă aștept. Scădere, urcare, partea asta să o respingă și de acolo vedem, da? Bun, în cazul în care se schimbă și vedem urcare în zona asta, vedem ce se întâmplă aici, pentru că poți să vezi o scădere mai agresivă după. Bun, cam asta ar fi pe Bitcoin. Acum are să intrăm pe câteva site-uri, vedem care e treaba și pe acolo. Aici este site-ul meu, dar nu aici vreau să ne uităm. Pe Ethereum v-am dat zone, încă sunt valabile, zonă suport, zonă de rezistență. Scenariul bearish care nu s-a invalidat, destul de interesant asta cu 65-63 de săptămâni. Seamănă puțin cu ce s-a întâmplat în 2019, dar este doar o asemănare, clar nu o să se întâmple exact cum am scris și aici, da? Adică da, clar nu o să se întâmple fix la fel. Dar în cazul în care vedeți că nu urcă peste zona asta, peste acest high, prețul începe să scadă, înseamnă că, na, totuși puteți să vă dați zone de buy în partea asta, să cumpărați, da? Pe spot, cel puțin. Da, după cum v-am mai explicat și în alte clipuri, anul ăsta va fi de acumulare. Dacă acum nu cumperi înainte de halving, era că vor fi scăderi, da? Pentru că o scădere mare poate să vină înainte, puțin după halving, bineînțeles, mai încearcă ei să mai scoată din piață înainte de o urcare. Na, dacă nu cumperi acum, atunci nu o să fie bine pentru tine. Poți să cumperi Bitcoin, Ethereum și altcoinuri, depinde cât de safe vrei să stai. Eu sunt mai mult cu Bitcoin și Ethereum, după cum știți. CryptoQuant, nimic aici. Hai să ne uităm pe următorul chart. Aici vedem că rezerva totală de Bitcoin a urcat prețul a scăzut, bineînțeles, a fost mai mult inflow decât outflow. Acum vedem o scădere, dacă ăsta o să țină trendul, în partea de jos se schimbă puțin trendul, adică o să vedem mai mult outflow de data asta decât inflow, atunci da, ok, ne putem aștepta la acea urcare să rezolve gap-ul de pe semi. Da? Bun, aici vedem că Binance s-a limitat zona asta de aici și am văzut un dump, da? A fost un sell-wall destul de agresiv. Și acum vedem că limitează partea asta de jos, da? Deci a scăzut până aici, n-a atins wall-ul, pentru că nu ăsta e interesul să-l atingă, bineînțeles, e spoofing. Apoi prețul a urcat, acum scădere din nou. Dacă vedeți că prețul scade, ăsta o să fie scos destul de clar și o să o scadă după aia. Scăderea o să aibă continuare. Alt chart, aici vedem un bearish divergence, de ce? Pentru că dar și prețul a urcat în zona asta, dar și aici, bineînțeles. Odată cu CVD-ul, CVD-ul ne arată că se cumpără și se vinde la market. Aici avem funding rate-ul pe pozitiv, traderii încă tind să intre, mai mult long decât short și le convine să țină pozițiile long în picioare și să plătească funding fee celor care sunt short. De ce? Pentru că na, sunt cei care au poziții în profit și le convine atât timp cât poziția lor este pe profit. Nu o să închide acele longuri, da? Și asta o să stea pe pozitiv. Oricum funding rate în general stă mai mult pe pozitiv decât pe negativ, bineînțeles. Dar da, să ne uităm și pe open interest pe 15 minute, cred. O să vedeți că s-a intrat long și aici, și open interest l-a urcat odată cu prețul, de obicei se intră long, funding rate pe pozitiv, lichidare de longuri, din nou aceeași chestie, open interest l-a urcat odată cu prețul. Și din nou au lichidat din longuri, da? Vedeți aici spike-urile long liquidation, cantitățile nu neapărat să fie reale, dar spike-urile ne pot ajuta, ok? Bun, alt chart, aici nu avem ce să spunem pentru că este aceeași treabă. Aici ne uităm puțin pe high block și ne spune că încă este lăcomie în piață, la 55 pe roșu, scuze pe verde, adică este greed, lăcomie în acest moment, da? Indicatorul ăsta, dacă îl folosești, încerci să e bine de început un DCA când intră pe roșu, adică când este frică în piață, adică în zona asta, zona asta. Acum, având în vedere că este lăcomie, nu stai să cumperi neapărat în consolidarea asta, chiar dacă poți să mai vezi un spike în sus, deci nu e nicio problemă, dar depinde. Dacă faci un scalp, ok, dar dacă faci un swing, nu prea stai să cumperi acum în vârf, pentru că, na, știi, este destul de periculos. Va trebui să aștepți un pullback când o să vină el. O să vină, nu e nicio problemă. Alt chart, aici vedem că mai sunt câteva longuri de lichidat, dar se adună lichiditate în partea de sus, 31700, 31800, aici o să vedem mai bine. Ok, unde e lichiditatea acum? Păi normal, peste acest high, adică 31600, după cum v-am zis, 31700, mai avem aici la 32400, dar noi cam avem zonă de ceva confluență, da? De aceste charturi, după cum le vedeți aici cu roșu, nu le-am luat de aici, am găsit confluențe, da, bineînțeles. În partea de jos avem 24700, nu neapărat să vorbim despre zona asta de aici, e normal să ai lichiditate sub acest low. Ok, dacă intrăm pe 4 ori să vedeți mai bine, e normal. Totdeauna se va aduna multă lichiditate, oricum era și înainte lichiditate. De ce? Pentru că se adună sub acest low, dar nu neapărat să vorbim până nu avem nicio confirmare că prețul o să ajungă acolo. Știi doar că este lichiditate, știi că high block are un algoritm care detectează, ei se uită după open interest, la deschidere, bineînțeles. Și pe noi ne interesează zonele astea mai apropiate. În partea de sus 31600-700 și mai jos, pe mine cel puțin mă interesează partea asta 29500, unde putem să vedem o respingere, 28900, pentru că e lichiditate aici, da, vedeți aici ce s-a întâmplat, au lichidat pozițiile astea de long, prețul a urcat, adică prețul a avut o respingere, apoi au lichidat și longurile astea de aici, prețul a urcat după aia puțin. Reluăm 29500, 28900 și am mai avea 27700, da? Deci cam astea zonele de interes, de unde putem să ne așteptăm la ceva respingeri, la un scalp și cam atât ar fi și pe high block. Ok, ne întoarcem la chart și în mare parte v-am explicat care e treaba. Cam atât pe Bitcoin, în cazul în care doriți să vă abonați la grupul privat de Telegram, aveți aici site-ul glcrypto.ro. O să aveți acces și la grupurile private de Telegram, v-am arătat pe primul. Aici este al doilea, adică grupul botului de scalp. Nu sunt semnale neapărat, este un algoritm creat de către noi. Dă alarme aici, da? Când crede el că este bine de intrat short sau long, bineînțeles. Ok, Bitcoin, Solana, AVAX, așa mai departe, da? Pe Ethereum doar pentru breakout. Aici la fel, alte trade-uri pe care le vedeți, le puteți verifica. Cam atât. Următorul grup arată cam așa, adică este pentru cine face swing trading, o metodă prezentată într-un video, astfel încât să fie cât mai bine pentru voi, bineînțeles, și aici a fost ultimul semnal pe Ethereum și spunea că trebuia cumpăra pe spot la 1664, da? Profitul îl știți deja, că a urcat Ethereum și a fost peste 10%, dar am explicat o strategie astfel încât să e ok pentru voi și dacă scade prețul atunci când atinge zona asta sau în cazul în care cumpărați pe spot după ce vine semnalul, ca să zic așa, da? Pentru că se poate și este destul de ok și în avantajul vostru, adică oricum o dai, poți să faci un profit destul de bun. După care există grupul privat de Info and News, unde mai prezentăm știri din surse reale, o să vină și alarme de pe CryptoQuant, inflow, outflow, buy-wall, sell-wall, lichiditatea din piață. Ei le vedeți aici dacă sunteți interesați, plus grupul privat de chat. Acum, după ce faceți plata, o să aveți acces instant la contul meu, acces la live chart. Aici sunt toate zonele, da? De buy și de sell. Aveți două videouri pe care vă recomand să vă uitați. Aici explică cum se face hedge. Puteți intra pe spot, dar și pe futures, cumpărând pe spot și short pe futures, bineînțeles. Asta e de vizualizat în cazul în care doriți să vă abonați. Aici pentru daily trading ce înseamnă treaba asta? Pe zone mai apropiate de preț, pe monedele astea de aici, există și pentru Forex, Euro USD, GBP USD și așa mai departe. Pentru swing trading sunt zonele mai depărtate de preț, pentru cine face swing, pentru cine are răbdare mai multă să ajungă într-o zonă importantă de suport sau rezistență. Stock market și alte charturi, da? Fiecare chart are câte un nume. Dacă dăm puțin înapoi, aici avem o prezentare a grupului, vă rog să vă uitați la ea. Portofoliu monede, monede pe care noi le recomandăm pentru următorul bull market în cazul în care vrei să cumperi altcoin-uri. Apoi o prezentare a botului, indicator pentru trading view, aici avem și o metodă pentru money management, sau am explicat, avem și un calculator pentru money management, apoi avem un challenge pentru abonați, în cazul în care aveți o strategie și credeți că poate fi dezvoltată, noi vă putem ajuta, sau dacă vreți să fie automatizată, apoi tutoriale educative, hai să intrăm și aici, tutoriale futures, cam astea sunt titlurile. Da, și sunt videouri făcute de mine, o să mai fac și pe viitor și alte chestii interesante. Tutoriale, strategii. Asta e unul pentru spot și vedeți aici, la fel cu titluri. Sunt mai multe, da, alte tool-uri pe aici. Și înregistrările zoom-urilor, pentru că se fac zoom-uri o dată pe lună, de 2 ori pe lună sau poate chiar de 4 ori pe lună, depinde cum este timp, da? Pentru că eu și tranzacționez. Adică nu mă ocup doar de YouTube și de acest site sau de grup, am și o grămadă de trade-uri personale și sunt cam tot timpul în trade, așa că na, depinde și de timpul pe care l-am, bineînțeles, cu aceste zoom-uri. Bine, în cazul în care doriți să vedeți cum arată grupul, în descriere o să aveți acest link către Drive. Da, și aici am uploadat eu aceste respingeri pe chartul de 5 minute. Nu sunt doar ele, sunt mult mai multe charturi pe site, ați văzut, da? Dar eu aici am uploadat doar respingerele care au fost pe Bitcoin 5 minute, așa se numește chartul. Și ce conține grupul, puteți să vedeți aceste poze în cazul în care sunteți interesați. Dacă aduceți pe cineva, atunci aveți o lună gratis. Ofertele vor fi, sau va fi ofertă de vară, dar nu știu când exact, oricum, chiar dacă e ofertă de vară o să fie spre toamnă. Și da, o să anunț oricum pe Twitter. Bine, v-am salutat, să aveți o zi frumoasă, ceau!